și de rute din Arcu și în pod. Motive de optimism avem multe, că eu de când fac chestia asta, o fac de aproape 2 ani, am văzut și am fost invitat și am avut acces la și la un soi de finanțări și la încurajări, că astea sunt mai importante oarecum pentru mine. Finanțarea mea fac singur. Dacă sunt în stare să fac un obiect pe care să-l și vând, trebuie să fiu în stare să-l creez și să fiu în stare să-l vând. Două lucruri complet diferite, două skill-uri complet diferite. Dar încurajările care vin de la cine acum ne-a finanțat la Street Delivery, firme private, Grol și Bex. Aha. Nu vreau neapărat să fac reclamă, dar mi-a scăpat. Nu știu că am luat Grol și cu pică de coastră. Exact, exact. Cred că asta era un punct sensibil, apropo, nu vreau să fie reclamat firme private. Nu s-a reclamat firme private, faci o chestie pe care ei au făcut-o bună. Da, asta zic, când problemele sunt prea mari acolo, avem niște oameni care se pricep foarte bine să schimbe virgula aia din lege pe care vorbeai, ai o problemă să rezolvă aia ca să nu uităm că avem și alte oportunități să facem lucrurile astea în altă parte. Cred că niciodată genul de efortul nu se întâmplă concurență. Asta e, trebuie să le gândim împreună și trebuie ca oamenii care merg pe calea instituțională să fie deschiși, să colaboreze și cu ceilalți ca să genereze un cerc virtuos de valoare. Dacă permiteți, mă rog, trebuie să mai mergem în loc. Okay. Deci am spus că trebuie rupt în discuțiile aici. Și se schimbă rândul la venit. O altă generație. Alte idei. Sigur că o să mai spun aici de a pleca, apropo de ce spuneai el, deja și de schimbul, deja mai departe, iată, suntem în discuții, suntem în colaborare. Raluca, două vorbe despre ce faceți voi? Despre Afrika. Eu reprezint o asociație care face inserție socială și profesională pentru persoane în mare dificultate și facem asta prin activități de colectare a deșeurilor și de reutilizarea lor, în primul rând, pentru reducerea risipei și a deșeurilor și pentru a sprijini comunități defavorizate, pentru că colectăm deșeuri de echipamente electrice și electronice, reutilizăm IT și îl donăm prin programe de donații în toată țara și facem și genți din bannere și meșuri publicitare reciclate. Am una la mine. Da. Aveți și noi și în zona de educație, promovare, în școli, în companii și evenimente publice de promovare a acestei mișcări. Asta e pe scurt. Pe scurt, să ne întoarcem. Ne întoarcem, nu? Pentru că știu că vreți, avem nevoie să plecăm, nu vreau să... Da. Dar aici de aia, văzut că sunt atât de mulți prieteni în afara campusului, care pot să fac lucruri încât... a fost în piață, unde mergem de două ori pe săptămână, tocmai pentru a avea
pentru atelierele de vin. Și primim din piață alimentele, legumele, care nu se mai dau spre vânzare. Singurul motiv, pentru că au o mică pată, stai puțin că e casa de teleturi și toate cele. Alimentele sunt foarte bune și este o rizică extraordinar de mare în aceste alimente. De asemenea, am dorit un pic și frigiderele prietenilor. Dar ce fiind serios, mergem la supermarket și luăm o grămadă de lucruri și multe dintre ele, ușor, ușor, se cam duc. Așa că, avem așa, chierăchei, cu morcov de la piață, avem multă primită de la prietenii noștri, ce am mai primit noi? Am primit ouă de la... Alți prieteni de lui. Mai știu că unde sunt ouă și urâtă de capă. Dar ce, erau urâtă ouă? Au primit de la țară foarte multe ouă și ei fiind doar voi, ți-au adăcut de acea tău să înțeleg algoritmul și nu-i așa. Aha. Avem și brânză de tapă, am zis și brânză de tapă, ce trebuie să-i găsește în brioșele cu ardei și brânză de tapă. De la urăteți. Așa. Avem brioșe cu țarțini. Aici am zis, nu știu să vă zic ce am primit în afară de tapă. Asta a vieții. O decizie. Astea aveți, avem dovlecei din vinte la piață și cartofi. Și avem și biscuiți, biscuiți cu vanilie și ciocolată. Și pom, o bălugă vă invităm la masă, dar să vedeți exact ce se află. Dacă e urât, nu înseamnă că e și rău, adică poate fi... Sau că nu se poate face frumos. Da, da. Și important e să nu risicăm alimentele și tocmai să facem tot și la tineriile cu pitici. Și dacă ieri eu fi discuția de la noastră la piață, o drumă de drumă, am spus că mai lăbița pe lume, în timpul acestuia nu trebuie să răspundeți și duceți ca pe limite, pentru că la o noastră foarte multe. În timp pentru care am spus pe vreme. Apoi, iar și nu mai rămas legume. O zice în care am spus foarte multe legume. Și e bine. Da, cum se transformă. Am așa că vă evităm să vă zicem în părțile noastre. Avem aici așa, cum am spus de funcție înainte, dacă dau la zi. Avem o subiță cu cartofi și chime. Aici avem o subiță de legume de iunie. Este o rețetă inventată de copii. Așa că dacă aveți un prieten, este subiță delicioasă. După rețeta lor, aici avem și o... O vom face și o frătișcă de jucată. Așa că dacă aveți rețete de vorbă greșită, le așteptăm cu grad. Mulțumim că... Voi mai ales un dat mai bine. Că eu omul nu e, nu are, nu are program de vizită. Fără la fel. Care în momentul de față mai găzduiește câteva deșeluri. Dar în principiu așa a fost gândit. Foarte frumos. Pe zona aceea, în spațiile de spate. Și aici să se facă munca de jos. Da, da, da. Chiar bună e.